Președintele Igor Dodon o va înainta pe ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, la distinția de stat Gloria Muncii. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul emisiunii Președintele Răspunde. Dodon a lăudat-o pe Dumbrăveanu pentru prestația de ieri din plenul Parlamentului, dar și pentru activitatea pe care a desfășurat-o până acum. Eu și anterior spuneam că consider că doamna Dumbrăveanu face față aceste situații destul de complicate și prestația dumneiei ieri a demonstrat că avem un profesionist în fruntea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. Eu nu că să o retragem. Eu în genere discutam astăzi dimineață cu colegii de la din cadrul președinției, cel mai probabil o să o înaintez la o distinție de stat, la Gloria Muncii, în timp apropiat, pe doamna ministru Dumbrăveanu. Vă amintim că moțiunea simplă depusă în Parlament de mai mulți deputați din opoziție împotriva Vioricăi Dumbrăveanu nu a fost susținută. Dumbrăveanu a ajuns în funcția de ministru al Sănătății în toamna anului trecut, odată cu numirea guvernului Chicu, la propunerea președintelui Dodon.